Vă salutăm din nou, prieteni! Astăzi vrem să vă prezentăm unde am ajuns cu proiectul nostru, ce am modificat până acum la BMW și ce urmează să mai modificăm. Am avut probleme și cu bara spate, nu a ieșit vopseaua așa cum trebuia din prima, am refăcut-o, totul este ok acum, o montăm sus pe mașină și hai să-i dăm drumul cu videoclipul! Stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. Bara M față este montată. Bara M spate de asemenea este montată și ea și pentru ca tot kitul M să fie complet mai trebuie pragurile să le montăm. Hai să le dăm jos pe cele originale și să montăm pragurile M. Și prieteni, așa arată pragul M montat pe mașină. Vedeți diferența față de cel original care este jos acolo. Cel M vine cu buza aceasta ieșită mai în afară, mai proeminentă. Noi zicem că arată mult mai bine, completează aspectul M al mașinii. După ce o să schimbăm și jantele, totul o să fie perfect. Da, prieteni, și astăzi o să facem un scurt update, să vedem ce am modificat până acum la mașina de proiect și ce urmează să mai modificăm. Hai să începem cu partea din față. În primul rând, capota este înfoliată în folie de carbon 3D, profesională. Am schimbat și logo-ul, de asemenea tot carbon. Grilele sau nările, cum vreți să le spuneți, sunt negru lucios. Le-am schimbat și pe ele. Sunt duble. Avem flagul de la M Power aici pe grile. Farurile sunt modificate și ele. Sticla aceasta a farului se desface, e prinsă doar cu niște cleme, așa că și noi am desfăcut-o și am montat în interior Angel Eyes, 16 culori, schimbare din telecomandă. Pe lângă Angel Eyes am montat și lupe în far pe fază scurtă. În lupă avem LED pe fază scurtă, iar pe fază lungă avem halogen Philips Wide Vision Ultra. Am pus o folie protectoare de culoare negru fumuriu pe far, cât și pe semnalizare. Înăuntru, în semnalizare, avem de asemenea becul LED și cam asta este și modificarea adusă farurilor. Bara față de asemenea am schimbat-o, este bara M, M pachet. Proiectoarele de ceață, le vedeți, le-am înfoliat cu folie galbenă. Grila de desubt, difuzorul, este vopsită cu plastidip, dar cred că o să schimbăm culoarea, o să o facem neagră ca și grilele. Voi ce părere aveți, lăsați în comentarii dacă să schimbăm grila în negru lucios sau nu, să o lăsăm vopsită în plastidip. Ok, și cam acestea sunt modificările deocamdată la partea frontală. Ce urmează aici să-i mai facem? Probabil o să vopsim grila aia de jos în negru lucios. Urmează de asemenea să instalăm lipul, o buză, o prelungire de bară, care deja am cumpărat-o. Vedeți cutia aia mare din spate, din garaj? Acolo avem lipul, avem buza, care urmează să fie montată de desubt. O să schimbe aspectul total. Bun, hai să vedem și pe lateral ce modificări am adus mașinii. În primul rând, am montat aceste grile în aripi, grile de aerisire M, îi dă un aspect mult mai agresiv, mai plăcut mașinii. De asemenea, am montat și semnalizările acestea laterale tot pe LED.
După care am vopsit cromul acesta, chederele din jurul geamurilor în plastidip. Avem folie pe geamurile mici spate și cam atât pe lateral. Ce urmează aici să-i mai facem? Urmează, bineînțeles, să schimbăm jantele mașinii. Deja sunt cumpărate, doar mai trebuie să le montăm. O să vedeți într-un videoclip viitor ce jante am luat și cum dau pe mașină. Noi deja le-am probat și zicem că arată super, super bine. Îi schimbă cu totul aspectul. Hai să vedem în spate ce modificări am făcut mașinii. Bineînțeles, folie pe lunetă. Am schimbat portbagajul. Am pus în portbagaj tip tuning cu buză, CSL. Stopurile de asemenea sunt cele cu LED, atât pe semnalizare cât și pe poziție și frână. De asemenea să fie complet kitul M. Am schimbat și bara originală a mașinii cu o bară M. Iar acolo jos vedeți 4 țevi de evacuare. I-am schimbat tot sistemul de evacuare. Evacuarea nu este cap-coadă, ci doar am dat jos finala și am modificat puțin traseul, astfel încât să avem 4 țevi, 4 ieșiri. Se aude super bine. Ce urmează să mai facem? Bineînțeles, o să înfoliem și stopurile, un negru fumuriu deschis, astfel încât se schimbe tenta într-o tentă mai închisă. Am schimbat și pragurile, sunt pragurile M-pachet, completează aspectul agresiv al mașinii. Bun, și ce urmează? În primul rând urmează să-i dăm un polish general, deoarece mașina a fost vopsită în unele zone. Am vopsit și bara, avem această coajă de portocală, de aceea va trebui să o scoatem la polish. Mai avem zone care necesită mici retușuri la vopsea. Deci primul lucru o să polișăm toată mașina, după care o să schimbăm jantele. Vedeți că acestea nu dau nici cum pe mașină. Pe partea mecanică, mașina nu a suferit nicio modificare încă. Motorul este stock, cel de 2 litri, 150 de cai, 6 cilindri în linie. Trage foarte bine, de aceea deocamdată ne-am gândit să nu modificăm și să vă arătăm și pe interior ce schimbări am adus mașinii. În primul rând am schimbat tot interiorul. Scaune față, banchetă spate, fețe de uși față, panourile mici din spate cu un interior sport din piele neagră, Recaro. Scrieți în comentarii ce părere aveți până acum de ce schimbări am adus mașinii și ce credeți că ar mai trebui schimbat, atât la exterior cât și la interior. După care am schimbat și volanul, l-am luat pe cel original jos și am pus unul M, pe care ulterior l-am dus la retapițat. Trimurile de asemenea le-am înfoliat în carbon. Și volanul este înfoliat în carbon. Fețele de uși au venit cu partea aceea a mânerului de o culoare verde deschis. Noi le-am înfoliat în carbon. Zicem că arată mult mai bine așa decât verdele cu care a venit. Nu se asorta cu absolut nimic. După cum se vede, avem cusături în culorile M atât pe schimbător, emblema M aici jos pe volan, împreună cu cusăturile în culorile M, și manșonul manete pentru frână de mână de asemenea este cusut în culorile M. La interior ce urmează să mai facem este să schimbăm toată zona aceasta. Deja a venit navigația. O să montăm navigația pe mașină. O să vedeți într-un videoclip viitor cum o să facem lucrul acesta. De asemenea, scrieți în comentarii ce schimbări trebuie să mai aducem mașinii și pe partea de interior. Și cam acestea au fost modificările aduse până acum mașinii. Ne revedem în viitoarele videoclipuri cu alte modificări. De aceea, nu uitați să vă abonați la noi pe canal, să vă porniți notificările, apăsați clopoțelul ca să nu pierdeți niciuna din noutățile postate de noi pe canal. Pe noi ne găsiți și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok. Până la următorul videoclip, vă salutăm și vă dorim toate cele bune. Pa, pa!
ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it, 'cause you make me laugh.